Dacă profilerul Hartmann are dreptate și dacă șeful liberalilor va ajunge în finală cu șeful social-democraților, în finala la prezidențială, atunci această finală, practic, s-ar desfășura între un mare scriitor cel care a împânzit întreaga Românie cu afișe în care își mediatizează viitoarea carte și un mare cititor, adică un scritor și un, să zicem, bibliotecar de excepție în persoana lui Marcel Ciolacu, care, susțină Harman, ar fi citit pe neră suflată biblioteci întregi, fiind unul dintre cei mai culți uh, politicieni pe care îi are România. Deci unul scrie și celălalt citește.